Începem un an de la care așteptăm multe schimbări, așteptăm acea revenire la normalitate, normalitatea pe care o știam noi înainte ca această pandemie să izbucnească. Cu ce gânduri ați pășit în acest an? Cu gânduri bune și cu gânduri de speranță, dacă mă întrebați așa, pentru că eu chiar cred că anul acesta vom reveni, poate nu la normalitatea pe care ne dorim cu toții, dar la oarecare normalitate în câteva domenii pe care vreau să le amintesc. Și aici ceea ce îmi doresc în primul rând este să avem în primul rând o viață socială cât de normală posibil, pentru că oamenii deja sunt oarecum obișnuiți cu această anormalitate între ghilimele sau cu această stare de fapt, dar care nu este din multe puncte de vedere o chestiune care să ne poată da satisfacție și în același timp să poată să aducă la o împlinire personală în primul rând în viața indivizilor și mai apoi, bineînțeles că este important să socializăm. Noi ca și indivizi, ca și oameni, suntem creați ca să trăim în comunitate. Izolarea nu cred că este o chestiune care să caracterizeze pe foarte mulți oameni în dorința lor de dezvoltare și cred că tocmai de aceea această trăire în comuniune, în comunitate, este o chestiune pe care cu toții ne dorim și cred că aceasta este un deziderat principal. Mai mult decât atâta, cred că ne dorim o normalitate în zona economică, pentru că până la urma urmei sunt diverse sectoare care au fost profund afectate. Nu mă refer doar la Horeca și la alte zone care și acum stau închise, ci mă refer la foarte multe segmente din zona economică care au suferit foarte mult și care așteaptă din nou să își reintre în făgașul normal și să producă, să poată să vândă, să existe angajați care să vină fizic la servicii, să poată fi mai productiv decât prin telemuncă, adică toate aceste chestiuni sunt absolut necesare. Și un al treilea segment, putem să numim toate și să le luăm la rând, dar un al treilea segment care este absolut imperativ, cel puțin în cazul României, este cel legat de școlarizare. Viața de elev și viața de student, chiar dacă există formule prin educație la distanță, prin tot felul de metode alternative de învățare, cred că cel puțin la anumite vârste și în anumite segmente și anumite sectoare presupune ceea ce noi numim în educație întâlnirile față în față. Pe aceste întâlniri față în față, on campus, întâlnirile în școală, sunt absolut imperative pentru formarea unei noi generații care, iată, trăiește deja cu handicapul acestui an oarecum pierdut de haos în școlarizare, pe care cred că foarte mulți elevi și părinți deja resimt ca și o povară personală și de familie și cred că lucrul acesta trebuie rezolvat în cel mai scurt timp. De aceea, cred că sunt, așa cum spuneam, multe sectoare pe care le putem aminti, care au fost afectate într-un mod direct, au avut un handicap în această perioadă de a se putea dezvolta și această dezvoltare societală pe ansamblu este una absolut normală și de dorit pentru fiecare dintre noi.